Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Realitatea la zi. Iată-ne din nou față în față cu dumneavoastră, cu un nou subiect și, bineînțeles, cu un nou invitat pe care vi-l prezentăm în seara aceasta, așa că îi spunem un bun venit domnului Daniel Alexandrescu, realizator Radio TV la Radio Vocea Evanghelie. Daniel, bine ai venit la noi emisiune. Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitația. Daniel, înainte de a aborda tema și de a intra în detalii discuției noastre, haideți să facem o mică prezentare. Cu siguranță sunt oameni, telespectatori, care nu te cunosc, așa vreau să știm cine este Daniel Alexandrescu. Mulțumesc, domnule Cătălin, pentru provocarea aceasta de a fi la această emisiune și ca să mă prezint așa pe scurt, slujesc în Biserica Izbânda ca prezbiter, lucrez în mediul acesta eclesiologic, ca să zic așa, dar o pasiune de-a mea veche a fost aceasta de a activa în domeniul mass-mediei creștine, așa că de ceva timp m-am alăturat unor proiecte în domeniul acesta. Sunt căsătorit, avem două fetițe. Formarea mea este teologică și sociologică pe direcția aceasta resurse umane. Nu sunt de profesie jurnalist. Așa cum am spus, am pasiune pentru domeniul acesta. Cam atât. Nu știu ce anume ar mai trebui să spun despre mine. Mai completez eu, pentru cei care nu-l cunoașteți pe Daniel, aveți ocazia să-l cunoașteți ascultând Radio Vocea Evangheliei București, pentru cei care sunteți din București pe undele FM, bineînțeles. De asemenea, pentru cei care sunteți din afara București, veți putea asculta emisiunile pe internet. Așa că acolo veți avea șansa să vă întâlniți cu Daniel. De asemenea, de la o vreme a început să faci inclusiv emisiuni video. Activitatea este în creștere. A spune că ești o prezență binevenită în spațiul acesta evanghelic, creștin din România. Ca răspuns la unei chemări, zicem noi, dumnezeiești din partea Creatorului, de a face și această lucrare pentru răspândirea adevărului până la marginea pământului, folosind tehnologia, bineînțeles, și resursele pe care le avem acum la dispoziție. Ceea ce facem, de fapt, și în momentul de față. Așa că, cu siguranță, discuția noastră va fi una fructuoasă, mai ales că și la mine este cam aceea situație. Putem discuta, practic, ca doi oameni care vin din afara presei și care, pentru o vreme, în anumite condiții facem lucrul acesta pentru a satisface o nevoie despre care vom vorbi astăzi. Până la urmă, chiar e o întrebare, a spune eu, foarte importantă și chiar m-am gândit când am stabilit titlul acesta. Până la urmă, Daniel, ce facem noi? Este un moft, o pasiune a noastră, ceva pe care ne dorim cu atâta ardoare să o facem, sau într-adevăr suntem răspunsul la o chemare, la o nevoie pe care societatea modernă. Hai să ne uităm puțin la contextul acesta. O să răspundem la întrebarea asta, dar hai să ne uităm puțin la context. Trăim într-o lume în care informația este, a spune, foarte, foarte importantă. Presa este absolut, absolut prezentă pe toate canalele, vorbim de radio, televiziune, presa scrisă, presa online scrisă și, bineînțeles, social media. Practic, suntem într-un ocean de informație și, într-adevăr, presa își exercită puterea, așa cum se spune că este a patra putere în stat. Ce facem noi în contextul acesta? Cum vezi tu rolul sau nevoia, dacă vorbim, de a comunica într-un mod corect și, să spunem, obiectiv, da? Informația într-un mediu în care absolut informația abundă peste tot și oamenii au mare problemă, o problemă pe care o avem și noi, aceea de a alege ce este bun și ce este rău, bineînțeles. Este o întrebare destul de provocatoare și aș zice, ai încercat să aduci focusul și să pui un punct pe i, pentru că, da, sunt de acord cu dumneavoastră că
trăim într-o societate informațională în care suntem abundați și suntem bombardați cu tot felul de știri, care mai de care mai senzaționale, mai interesante, mai șocante, să zicem așa. Și știm că rolul mass media este în principal acela de a informa și a zice eu de a forma, pentru că prin ceea ce vedem noi la știri și prin informațiile care vin înspre noi, ne formăm o viziune asupra societății, asupra lumii, asupra vieții și avem această nevoie de a fi informați corect, de a avea acces la informație. Și slavă Domnului că trăim într-un secol al informațiilor. Acum, mi-a plăcut un citat, spunea Will Rogers, că tot ceea ce știu eu este ceea ce citesc din ziare, spunea el la vremea lui. Acum, noi contextualizând la zilele noastre, am putea spune tot ceea ce știm este ceea ce citim pe internet sau pe rețelele social media. Suntem informați așadar și în societatea actuală mass media joacă un rol deosebit de important în toate domeniile, aș spune eu. Viața socială, politică, economică, educațională, culturală chiar. Și este o nevoie pentru că trebuie să spunem și lucrul acesta că presa, deși ar trebui să fie liberă, ea nu întotdeauna arată că este liberă și că are anumite interese, a servit unor interese, fie că vorbim de interese economice, poate politice sau de altă natură, și atunci e foarte greu să înnotăm, ca să zic așa, într-o mare de informații și să fim foarte atenți de unde ne culegem informațiile și cum le filtrăm. Este nevoia aceasta de a aduce în fața opiniei publice o informație corectă, o informație echilibrată, o informație care să deschidă posibilitatea unui dialog, unei analize obiective, a zice eu. Cum facem noi, Daniel, cum crezi tu că din punct de vedere informațional ne putem, să spunem, proteja comunitatea noastră? Acum tu ești și slujitor al Dumnezeu, ești pastor și cu siguranță te-ai lovit de situația aceasta în care, mă gândesc numai la vremea aceasta pandemiei, câte informații, să spunem, neadevărate au circulat în mediul, să spunem așa, public și multe lucruri, inclusiv cu precădere la învățăturile creștine, foarte multe erezii, multe informații false, informații care au trebuit corectate de biserică. Și ai văzut și tu exemple în care slujitorul trebuie să ia inițiativa și să bată. Practic, încercăm de a ne proteja și mă gândesc, cum vezi tu protejarea comunității noastre, începând de acasă, de fapt, astfel încât măcar ai noștri să fie corect informați, să ia decizii pe baza unor realități și nu unor false informații, că până la urmă fake news a devenit un business și e un business. Cum vezi tu grija aceasta pentru cei apropiați nouă? Și ei vorbim de frații, surorile noastre, familiile noastre. E foarte bine că ai subliniat aceste pericole și noi trăim și observăm pericolele acestea la orice pas. Despre mass media se mai spune că este câinele de pază al democrației și aici aș face o coroborare și o contextualizare. Dacă e să vorbim de mass media creștină, zice eu că ar trebui să fie mult mai mult decât atât. Ar trebui să fie un câine de pază al spiritualității, al vieții creștine. Acum, când suntem în fața a tot felul de informații și de amenințări, un reper clar pentru noi creștini este Cuvântul lui Dumnezeu. Va rămâne etalonul pentru noi. Însă, e adevărat ceea ce ai spus, că fiind bulversați și fiind atât de mult atacați cu tot felul de
fake news-uri, de știri false și de fel de fel de manipulări, uneori e greu ca să vii în biserică și să corectezi astfel de informații, nu știu, predicând sau spunând, aducând niște mesaje în fața bisericii, de la amvonul bisericii. Și aici cred că un rol important îl au legăturile, relațiile noastre în comunitate, în comunitățile noastre, pe de o parte. Pe de altă parte, în dialogul, în viața noastră privată, în sfera noastră, între prieteni, între cunoscuți, aici contează foarte mult ce subiecte propagăm, ce teme de interes avem. Și de asta consider imperios necesar ca și lumea evanghelică să aibă o presă creștină care să atenueze din impactul acesta negativ și să fie în slujba adevărului și a cuvântului Dumnezeu și a lui Dumnezeu însuși. Evenimentele recente ne-au demonstrat, odată în plus, că multe instituții mass media laice se află într-o criză profundă și nu doar că ele, ci inclusiv societatea românească și lumea actuală este într-o criză profund spirituală și asta se reflectă în mass media. De aceea noi avem nevoie să auzim o voce care să fie imparțială, care să reflecte o etică creștină, valorile împărăției lui Dumnezeu, să dea adevărului locul cuvenit, să ofere o viziune diferită asupra lumii și a vieții, așa cum Dumnezeu ne-o prezintă în cuvântul Său. De aceea, eu cred că e nevoie de un jurnalism creștin, de o mass media creștină, care să trateze cu aceeași seriozitate sau cu o exigență și mai mare, zice eu, din punct de vedere profesional, subiectele actuale, dar să le analizeze din perspectiva cuvântului lui Dumnezeu. Ne întoarcem la tema noastră, la titlul emisiunii și anume la ne pune întrebarea și poate găsim un răspuns în seara aceasta. Este presa creștină un moft sau o nevoie? Dacă ar fi să ne gândim la o nevoie sau la mai multe nevoi, care crezi că ar fi cele mai importante nevoi sau cel puțin golurile pe care presa creștină le-ar putea umple în relația noastră cu credincioșii și apoi, bineînțeles, și cu lumea? Sigur, aici trebuie să punctăm niște nevoi care, într-adevăr, le vedem și sunt vizibile. Odată, aș zice eu, nevoia de a avea o presă curată, ca să spun, o presă în care să fie imparțială și ca acea știre, acea informație să nu aibă o anumită conotație sau un anumit interes în spatele ei. Apoi, o altă nevoie este de a corecta anumite derapaje, de a aduce anumite corecții. Menționai mai devreme de acele informații care au venit peste noi și care anunțau așa un fel de escatologie, de sfârșit al lumii, care necesita un răspuns și aici un răspuns echilibrat și din perspectiva cuvântului lui Dumnezeu. Asta e o altă nevoie. Apoi o altă nevoie este aceea de a aduce speranță în lumea noastră, aduce pace, liniște, pentru că Dumnezeul nostru este și un Dumnezeu al speranței și între atâtea zgomote, ca să zic așa, între atâtea vești care ne tulbură, ne răscolesc și ne anunță tot felul de lucruri, ne sperie, noi trebuie să aducem un mesaj care să aducă pace, liniște, un mesaj care vine de la Dumnezeu. De asemenea, noi avem o responsabilitate să transmitem mesajul Evangheliei și aici aș sublinia, asta e cea mai mare nevoie, să fim acolo unde oamenii sunt cei mai prezenți în zilele actuale.
și în mediul online, în mediul acesta virtual și nu numai, în mediul acesta al presei, oamenii își petrec cel mai mult timp. Și noi trebuie să profităm de această oportunitate și acolo să aducem mesajul lui Dumnezeu. Foarte important ceea ce zici, dar aș vrea să accentuăm puțin nevoia aceasta de a trata unele subiecte sensibile, subiecte care oricum sunt tratate într-un mod, să spunem, direcționat, folosesc un termen așa mai ușor de digerat, ca să nu zic rău intenționat, da? Subiecte tratate oricum la televiziunile publice, pe canalele de social media. Subiecte la care frații și surorile noastre practic participă în mod pasiv, urmăresc aceste emisiuni și apoi cu aceste informații vin cu ele fie acasă, se duc la biserică, încearcă să vorbească cu slujitorii și într-adevăr oarecum sunt convinși că până la urmă televiziunile și presa au rolul acesta de a convinge oamenii și o informație și chiar o minciună spusă de mai multe ori până la urmă devine credibilă, da? Și atunci mă gândesc dacă presa creștină ar trebui să rămână fidelă unor concepte și, să spunem, învățături care sunt strict legate de Sfânta Scriptură și aici mă refer la subiecte teologice, ceva gen predici, mesaje, studii biblice, sau este chemată să prezinte și să discute și alte probleme asupra la realității acesteia, dar dintr-o perspectivă puțin diferită față de cum o face presa seculară. Ca să răspund așa, a zice că are ambele chemări și asta aș argumenta folosind exemplul Mântuitorului, care s-a folosit și de situațiile curente de zi cu zi, a folosit în pildele sale multe întâmplări din viața de zi cu zi, din viața culturală a societății. Și de asemenea a avut și abordări teologice, așa cum menționai. El a folosit ambele direcții pentru a transmite mesajul lui Dumnezeu și consider că da, trebuie să avem și subiecte mai grele, mai teologice, care de altfel se dezbat și se expun și în bisericile, în comunitățile noastre și nu ducem lipsă de asta, dar cu atât mai mult trebuie să profităm, să fim conectați la realitatea de zi cu zi, la evenimentele fierbinți ale zilei, ca să zic așa, pentru ca noi să oferim o contrabalanță și nu doar atât, să avem o interpretare corectă a ceea ce ni se întâmplă în lumina Scripturii, pentru că Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, are ceva de spus la tot ceea ce noi trăim și a rămas actual Cuvântul lui Dumnezeu, nu s-a demodat. Dacă ne uităm la o problemă teologică care, într-adevăr, a stârnit foarte multe discuții, ți-aduc aminte că în trecut s-a discutat foarte mult despre Cina Domnului. Și noi, cel puțin aici, de exemplu, îți dau un exemplu, a trebuit să tratăm subiectul ăsta din diverse puncte de vedere cu președinții de cult. Până la urmă a trebuit să dăm niște Direcții, pentru că altfel erau tot felul de idei și de practici care până la urmă s-au și văzut că la unii au prins foarte bine, dar noi cel puțin de aici am încercat să fim cei care corectează sau cel care dau direcția, să spunem așa, fidelă Sfinte Scripturi și bineînțeles a cultului din care facem parte. Iar în ce privește realitatea, cu siguranță sunt evenimente sau au fost evenimente pe care le-am văzut, inclusiv alegerile din Statele Unite, alegerile din România și multe alte lucruri, care vaccinarea, la fel. Am încercat să fim realitatea față de, să spunem, comportamentul față de autorități, da? La urmă, că tot felul de voci, supunere, nesupunere. Am încercat să dezbatem aceste subiecte și cu siguranță și tu l-ai făcut și o să le mai faci, pentru că e nevoie ca ai noștri frași și surori să vadă și partea aceasta.
Da, și aici zice, prin abordarea unor astfel de subiecte, se poate vedea faptul că noi creștinii suntem vizibili, suntem implicați în societate, ne interesează, avem ceva de spus, avem ceva de oferit, avem un răspuns la provocări, la nevoi, la întrebări, la controverse, dacă e să le numim așa. Și cu alte cuvinte putem și demonstra, și aici o să discutăm puțin despre mărturia noastră în lume, până la urmă. Deci și cu această ocazie arătăm societății că, de fapt, noi nu trăim total separați de lume, trăim în lumea aceasta, suntem loviți de aceleași probleme, de aceleași boli, de aceleași necazuri, dar noi întotdeauna privim viața aceasta prin voia lui Dumnezeu, prin ceea ce se întâmplă este, practic, voia lui Dumnezeu, totul este guvernat de Creator și, până la urmă, există nădejde aceasta. Deci orice se întâmplă, suntem în mâna lui Dumnezeu și știe El mai bine ce s-a. Amin. Și El ne va ajuta să trecem, ceea ce s-a și întâmplat. Și asta e o mărturie. Până la urmă, sarea și lumina trebuie să rămână, Daniel. Mă mai gândesc la un aspect care ține tot de noi. În perioada aceasta am avut posibilitatea să ieșim cu toții online. Până la urmă, a spune, ceea ce nu este presa creștină este, nu este biserica online și nu încercăm cu niciun chip să... Bănuiesc că și tu faci lucrul acesta, să ieșim și să înlocuim serviciile divine și să le punem la radio și la televiziune. Dar cel puțin ce am încercat să facem este să ducem, zic eu, Evanghelia până la marginea Pământului prin aceste unde electromagnetice, unde radio, da? Internet, astfel încât și cei care de obicei nu ne vizitează la biserici. Și vreau să văd, tu ai avantajul că ești și slujitor în biserică și știi ce înseamnă când cineva îți calcă pentru prima dată pragul la biserică, te bucuri, fie că este un serviciu de evangelizare, fie că cineva aduce un musafir, întotdeauna ne bucură când suntem vizitați de oameni noi. Ei, gândește că în perioada aceasta, sau cel puțin ultimii ani, am avut posibilitatea să ieșim cu Evanghelia, cu mesajul lui Dumnezeu, undeva unde n-am avea niciodată șansă poate să ajungem în mod fizic. Cum vezi aspectul acesta ca parte a lucrării de media? Asta este o oportunitate extraordinară. Părinții, bunicii noștri au suferit pentru că n-au avut libertatea aceasta de comunicare, de a ieși în spațiu public, așa cum avem noi libertatea astăzi. Și cum menționai, mulți dintre prietenii noștri, cunoscuții noștri, n-ar intra, deși deseori le oferim invitații să vină, să participe la un program. Să fie curioși. Exact. Și ne refuză politicos, unii poate de rușine așa la insistențele noastre, vin odată, cel mult, de două ori, însă... Noi având și am avut ocazia aceasta în pandemie, în perioada aceasta de izolare, de lockdown, să transmitem programe online din cadrul bisericilor noastre și au fost urmărite de mulți prieteni de ai noștri care nu vin din contextul acesta evanghelic și au putut să intre în contact cu modul nostru de închinare, de slujire, de raportare, de, ca să zic așa, contextul nostru eclesiologic. Și nu numai, a fost o ocazie extraordinară, dau un exemplu, biserica noastră unde slujesc în cartier e între blocuri și când mi s-a dat posibilitatea să ne întâlnim afară, în aer liber, noi ne-am pus problema ce va fi, cum va fi, cum se vor raporta vecinii noștri. Și a fost ceva extraordinar că i-am văzut la balcoane, au ieșit, nici gând să ne, eu știu, atace cumva. Teama noastră asta era, că sunt răi, sunt așa. În schimb, au fost foarte receptivi, foarte interesați de ceea ce noi, de cântările noastre, de mesaje. A fost o ocazie extraordinară și de asta consider că în mediul online este un mod prin care noi putem ajunge la ei într-un mod mult mai accesibil în mediul lor, în confortul lor. Și nu îi scoatem din confortul lor, nu le creăm un disconfort, ca să zic așa. Daniel, hai să mergem puțin mai adânc în, să spunem așa, problematica asta a nevoii, da? Și a moftului. Gândește-te că biserica de-a lungul timpului a avut, pe lângă serviciile divine, pe lângă comunitatea aceea pe care
a întreținut-o cu hrană spirituală, cu sfaturi, cu tot ce a însemnat și lucrarea aceasta bisericească, a avut și o bogată activitate educațională, activitate socială, lucruri care s-au desfășurat încă de la începutul bisericii primare. Multe au fost cunoscute, foarte multe necunoscute, da? Lucruri care se întâmplă și în zilele de astăzi, și știu bisericii, inclusiv biserica în care tu ești, are asemenea activități, activități pe care societatea de obicei nu le cunoaște. Dacă ne aducem aminte doar la știrile care au circulat în presa seculară, cu privire, nu la noi, hai să vorbim despre biserica majoritară, în care tot timpul biserica ortodoxă era acuzată că doar consumă bani, că nu plătește impozite, că nu face, că pur și simplu doar consumă resursele bugetului, dar din păcate nimeni nu a dorit să afle mai mult. De exemplu, îți dau un poate cel mai cunoscut exemplu, numai în anul 2020 Biserica Ortodoxă Română a cheltuit 5 milioane de euro în ajutorarea credincioșilor în perioada aceasta a pandemiei. Cine a văzut asta? Cine? Informațiile sunt publice pe paginile de web și în tot ce înseamnă presa creștină, da? Oficială a Bisericii Ortodoxe, dar puține trusuri de presă au rostogolit această informație, pentru că nu face rating și de obicei mai bine să critici decât să lauzi atunci când se face bine. Și în zona evanghelică sunt multe lucruri pe care oamenii nu le știu și probabil unii gândesc că de fapt noi doar ne întâlnim, cântăm, ne rugăm și nimic altceva. Biserica are chemarea aceasta de a fi implicat în societate. Cum vezi tu presa creștină în relație cu activitatea aceasta, să spunem, pe lângă biserică, ajută sau nu ajută? Cu siguranță ajută și, aș zice eu, de două ori ajută și iar ajută, pentru că, așa cum ai menționat, multe din aceste acțiuni caritabile, proiecte sociale, educaționale, culturale, rămân undeva între patru pereți, în mediile noastre, comunitățile noastre, care, aș zice eu, că în ultima vreme au devenit foarte așa izolate și exclusiviste, ca să zic, că fiecare avem proiectele noastre în comunitatea noastră și publicul larg nu are acces la informațiile pe care creștinii și credincioșii și poporul Domnului le face pentru semeni. Și în perioada aceasta de pandemie, multe acțiuni, așa cum ai menționat, au fost făcute, efectuate și de bisericile ortodoxe și de cele catolice și de bisericile evanghelice, de cultele neoprotestante. S-au cumpărat aparatură medicală, s-au făcut tot felul de proiecte sociale, s-au ajutorat, s-au cumpărat medicamente. Și am observat și eu, ca și tine de altfel, că presa, în general, nu mediatizează. Și noi, la radio și în proiectele care le-am mai avut online, video, am încercat să aducem în față astfel de oameni, de proiecte, tocmai cu scopul acesta de a le face cunoscute unui public mai larg. Și nu de a ne lăuda sau de a ne etala, ci de a arăta faptul că, într-adevăr, creștinul este implicat în societate. Și chemarea noastră ca și creștini este aceea de a fi implicați, de a răspunde nevoilor semenilor noștri. Am observat că e mult mai ușor, așa cum ai menționat, să critici și să spui n-avem nevoie de biserici, ci de spitale, nu de catedrale. Și era așa un leitmotiv care s-a rostogolit în mass media noastră. Și asta a dus în umbră multe lucruri care se fac bune, pozitive, de care chiar are nevoie de societatea noastră. M-a ajuns așa la un grad de învrăjbire și de ură, de dușmănie și până acolo să spunem că
o credință creștină, o viață creștină nu și are rostul și nu aduce profit, nu aduce sens. Ba din contră, avem nevoie de a scoate mult mai mult în față proiectele acestea, lucrările pe care de altfel creștinii, bisericile fac. Și asta e nevoie ca și la radio și în presa creștină și de altfel aici e o nevoie foarte mare, Cătălin, de a avea programe mult mai multe și de a avea nișe, platforme de comunicare în mediul acesta evanghelic, pentru că aceste comunicări, aceste expuneri în spațiu public n-ar trebui să fie făcute și nu se fac doar pentru ca membrii noștri, comunitățile noastre să fie informate, ci din contră publicul larg să poată avea acces și să își schimbe, dacă am putea, opinia aceasta negativă față de biserică și ca un consumator sau ca un rău necesar societății. Pentru că așa ai văzut acum biserica. Așa este și noi, prin ceea ce facem, presa creștină are va trebui să facem și treaba aceasta, pentru că altfel nu va fi niciodată cunoscută. Nu o facem, așa cum ai spus, ca să ne lăudăm, ci dimpotrivă doar de a face cunoscut că, până la urmă, biserica are un impact în societate și ăsta e rolul ei, de a impacta, de a fi, cum spuneam, sare și lumină pentru cei din jur. Spuneai mai devreme, Daniel, despre câinele de pază. Și mi-a plăcut foarte mult comparația aceasta, în special pentru presa creștină, ar trebui să fie câinele de pază și aș zice că nu mai de pază, dar și cel care vestește un anumit pericol, da? Un fel de semnal de alarmă, atunci când se prevede că se va întâmpla ceva. Cei care fac lucrul acesta, noi, presa creștină, ar trebui să încercăm să îi informăm pe ceilalți. Îți dau un exemplu și aici vreau să discutăm puțin. Sunt mai multe inițiative legislative. Aici vorbim de ideologia de gen, educația sexuală și alte inițiative care vor veni. Am numit doar două. Știm că există mai multe. Concepte pe care noi le înțelegem mai ușor, alții poate mai greu. Suntem noi, practic, și ăsta e rolul nostru, în primul rând, de a fi noi informați la rândul nostru și apoi să transmitem informația corectă mai departe. Cum vezi tu rolul acesta al presei creștine în a atenționa despre pericole iminente? Și aici vorbim de pericole reale. În primul rând, uitându-ne la ceea ce s-a întâmplat deja în societatea vestică, da? Statele Unite, Canada, Europa de Vest, și apoi la ceea ce se întâmplă acum cu pași mai mărunți, dar siguri, fie că sunt propuneri de legi, fie că sunt tot felul de alte inițiative ale unor ONG-uri, să spunem, inițiative care ne afectează și ne vor afecta foarte mult în viitor apropiat, așa cum și în alte părți au afectat pe frații noștri, pe credincioși. Cum vezi tu rolul acesta de aduce oarecum realitatea aceasta și de a o prezenta în fața comunităților creștine? Sigur, dacă ar fi să folosim o imagine biblică dincolo de acea imagine pe care am folosit-o anterior, a zice, noi avem rolul de a fi acel străjer care suna din trâmbiță și anunța fie un pericol, fie un mesaj, fie o atenționare, așa cum ai spus. E adevărat că în ultima vreme spațiul public românesc și mass media de altfel este inundată de aceste inițiative noi care au în spate o agendă, trebuie să recunoaștem, o agendă a Uniunii Europene, a altor organizații, sigur. Și aici noi nu putem să fim muți și să ne facem că nu observăm aceste tendințe și aceste derapaje și noi direcții pe care vrea să se îndrepte societatea noastră. Și aș vedea aici un rol important, acela de
a nu fugi de astfel de subiecte. Odată să avem curajul să le abordăm deschis cu specialiști, cu oameni care au o expertiză în domeniu, care au experiență, și să creăm un spațiu de dialog, un spațiu de dezbatere, pentru că se dorește foarte mult a se aduce așa pe sub masă multe inițiative de acestea, să treacă neobservate ca și cum au fost acceptate tacit. Ei nu, presa are un rol important de a crea dezbatere și de a crea un spațiu de comunicare. Apoi, în al doilea rând, aș vedea aici o dorință de aduce echilibru, pentru că în general, tendințele acestea legislative, inițiativele acestea merg fie într-o extremă, fie în cealaltă. Noi, ca și creștini, ar trebui să găsim echilibru și să vedem ce perspectiva are Scriptura, Dumnezeu cu privire la lucrul acela, apoi care este experiența de viață, care e mărturia creștină, ce impact ar avea pe viitor în cadrul societății. Și aici cred că este un rol important pentru jurnaliști, pentru oamenii din presa creștină și nu numai, și din presa aceasta seculară. Apreciez faptul că avem jurnaliști care au curajul de a prezenta o etică creștină, morală, de a aduce un echilibru, acel echilibru de care este nevoie. Și bineînțeles, fim vocea aceea care, fie că sunt subiecte care ne plac sau nu ne plac, așa cum ai spus, să nu ne ferim de ele, ci să avem curajul să prezentăm opinia biblică, și nu doar biblică, ci acea opinie a expertului, opinie avizată. Sunt poate subiecte care nu sunt tratate la anvon și știi lucrul acesta, că nu suntem confortabil să predicăm despre, avort sau despre educație sexuală sau altceva, dar cel puțin în grupuri restrânse și în special în presă, la radio, fie la televiziune, se poate face lucrul acesta fără probleme, bineînțeles cu specialiștii de rigoare. Dacă vorbim din punct de vedere teologic, chemăm un pastor sau mai mulți specialiști, un medic, un pastor, un sociolog, un psiholog. Da, oameni care știu despre ce e vorba și care poate să dea informații corecte. Da, e nevoie de o abordare pluridisciplinară, așa cum ai menționat. Întotdeauna trebuie la aceeași masă să existe și profesionistul pe domeniul respectiv, și teologul, și poate istoricul, poate, psihologul, dacă e o temă care are un impact pe partea aceasta emoțională, psihologică. Ar vrea să intrăm puțin într-o zonă sensibilă, o zonă pe care cu siguranță tu ai observat-o și la fel am observat-o și eu și alții, și pe care trebuie să o discutăm azi, mai ales pentru cei care ne urmăresc astăzi. Și mă întorc la titlu. Presa creștină, un moft sau o nevoie stringentă? Cu siguranță tot ceea ce am zis până acum ne duce către direcția clară că este o nevoie și am văzut cum presa creștină satisface aceste nevoi. Haideți să ne întoarcem puțin la, să spunem, satisfacerea unei plăceri, a unui moft, ceea ce nu e cazul, cu siguranță nu este asta realitatea pentru care am venit, nu acesta este motivul pentru care facem locul acesta. Dar dacă totuși suntem împreună aici, dacă totuși și tu și eu și alții am decis să intrăm în zona aceasta a presei creștine, hai să vedem cum ți s-a părut ție în momentul în care ai intrat și cam care vrei tu situația curentă a presei creștine din România. Mai ales că vreau să te gândești în primul rând la nevoi, despre necesitate ne-am convins și cred că și telespectatorii noștri sunt convinși că e clar. E nevoie și trebuie să o facă cineva. E, ca să o facă cineva, e nevoie de mai multe componente. Și hai să vorbim despre lucrul acesta. Cum ai văzut tu în momentul în care ai început lucrul acesta și, bineînțeles, care sunt nevoile pe care le observi și cum crezi tu că
s-ar putea rezolva lucrurile acestea? Pentru că nevoi cu siguranță sunt. Ai pus o întrebare grea și... Am zis că e foarte sensibilă. Nu am așa o experiență pentru a mă pronunța, dar așa la o primă impresie, eu văd că nevoia cea mai mare este nevoia de resursă umană. Și aici mă refer la oameni care să aibă un background teologic, ca să zic așa, dar să nu vină cu tiparul acela eclesiologic din biserică, ci să aibă o pregătire și o capacitate de înțelegere a subiectelor actuale, a tendințelor vremii și să aibă acea maturitate de a închega un dialog, de a aborda un subiect. Aici aș vedea cea mai mare nevoie, resursa umană. Apoi, noi mai avem o problemă, aș zice eu așa, care vine din mediile noastre evanghelice, din comunitățile noastre. Încercăm, așa cum ai spus anterior, să transferăm modelul acesta din biserică în tot ceea ce facem, în exterior. Și să aducem acel limbaj, nu aș vrea să folosesc expresia limbaj de lemn sau limbaj teologic, dar nu vom avea un impact dacă nu ne debarasăm de anumite tipologii, de anumite ticuri, ca să zic așa. Aici e nevoie de creativitate foarte mult în spațiul acesta jurnalistic, de pasiune, de abilitatea aceasta de a te adapta la dinamicitatea aceasta a societății noastre. Și eu consider că aici ar trebui să fie mult mai deschis și bordurile din domeniul acesta media ar trebui să aibă această viziune de adaptabilitate, de a răspunde noilor tendințe și practic, spuneam, presa are un rol major în formare și ca și creștini, dacă activăm în domeniul acesta, pe nișa aceasta a jurnalismului creștin, scopul nostru principal este acela de a fi formator de opinie, dar formator de opinie în sensul bun, a da o direcție bună, o direcție corectă. Și evident că lupta aceasta este grea și cu tine însuți, dar și cu, eu știu, un bord redacțional sau cu o viziune care, știu, poate e limitată, nu are o viziune, nu există o viziune așa mai largă. Eu, din punctul acesta de vedere, cred că astea sunt cele mai importante nevoi. Așa este și pe de altă parte nevoia aceasta de a fi implicați creștinii ca o comunitate, să se implice nu neapărat la microfon sau știu la partea tehnică vorbim, deși se poate face și în domeniul acesta, deci e nevoie de moderatori, realizatori, da, oameni tehnici, cameramane, cât sunt o grămadă de funcții pe care și nu e neapărat nevoie de o specializare, lucrurile se învață, deci nu există ceva care nu poate fi învățat. Dar pe de altă parte mă gândesc și la contribuția pe care fiecare credincios o poate aduce. Până la urmă, dacă cineva consideră că ceea ce facem este de fapt o nevoie, fiecare dintre cei care sunt beneficiari acestor poate implica. De exemplu, clar, implicarea materială, susținerea, asta este o nevoie și cred că ești de acord cu mine. Sigur, asta e o nevoie extraordinară și o nevoie există și nevoia aceasta spirituală. Noi suntem într-un război spiritual, Cătălin, și e nevoie și de susținerea aceasta în rugăciune pentru lucrările care se fac în spațiul acesta public, media creștină și nu numai. Avem nevoie de susținerea aceasta în rugăciune, ca bisericile să mijlocească pentru proiectele media, ProDocens, Radio Vocea Evangheliei și alte, Credo TV și Speranța TV și alte organizații și proiecte media, dar cu atât mai mult, lucrarea aceasta media este o lucrare costisitoare și implică foarte multe resurse financiare,
trebuie să recunoaștem faptul că noi, ca și creștini evanghelici, ne-am obișnuit cu un oarecare confort. Am devenit destul de pretențioși, vrem să fie calitate și sunet și imagine și calitate informațională, însă toate acestea costă și sunt niște costuri financiare enorme pe care de altfel le cunoști foarte bine. Și aici sunt de acord cu tine. Trebuie ca să existe o implicare, o susținere. Și aș mai menționa ceva. Te rog. Spuneai mai devreme de aspectele acestea tehnice, care nu-s de altfel deloc de neglijat. Aș face, nu știu, un apel și o provocare. Așa. Eu observ o carență foarte mare a pregătirii pe domeniul jurnalismului. A fost o profesie care destul de mult denigrată în cercul nostru evanghelic și e nevoie, de ce nu, de tineri creștini care să îmbrățișeze o astfel de profesie, să se pregătească, să meargă la facultate, să studieze, și nu doar pe partea aceasta jurnalistică, pe comunicare, ci inclusiv pe partea tehnică, audio, video, să avem operatori, ingineri de sunet, ingineri pe partea audio, video, specialiști, regizori de scenă, de ce nu. Aici cred că sunt nevoi foarte mari și ar trebui cel puțin și voi și alți jurnaliști și noi care suntem implicați să spunem într-adevăr că asta este tendința, de fapt tendința, este o necesitate actuală. Mulțumesc foarte mult, Daniel, mulțumesc pentru prezența ta, a fost o încântare pentru mine să stăm de vorbă. Practic vorbim cu tine, mi-am dat seama că suntem pe aceeași lungime de undă și mai mult m-am simțit confortabil, pentru că ceea ce consider că este foarte important pentru astăzi, aceleași lucruri te animă și pe tine. Și noi facem mereu aceeași chemare ca mai mult dintre credincioși să îmbrățișeze această meserie nobilă și să lupte pentru păstrarea adevărului. Că până la urmă asta facem. Suntem martori ai lui Dumnezeu în lumea aceasta și, bineînțeles, trăim în lumea aceasta, suntem cetățeni ai Pământului, dar și cetățeni ai Cerului, iar împreună să fim acei, să spunem, oameni care strigă atunci când trebuie să strige, care informează atunci când trebuie să informeze și, bineînțeles, care duc Evanghelia până la marginea Pământului. Îți mulțumesc foarte mult pentru prezență și Dumnezeu să te binecuvânteze acolo în lucrarea ta la radio și cu siguranță te mai așteptăm și la alte emisiuni. Mulțumesc și eu, Cătălin, a fost o plăcere și aș încheia așa cu provocarea asta frumoasă. Mântuitorul ne-a spus că menirea noastră e de a fi lumini în lume, de a fi lumina lumii. De fapt, Dumnezeu a creat pentru prima dată lumina și ca să se vadă celelalte lucruri create de El a fost nevoie să existe lumina. Noi suntem purtători ai luminii lui Dumnezeu și asta ar trebui să fie menirea noastră. Doamne, ajută! Amin! Stimați prieteni, vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră în fața micilor ecrane, vă mulțumim că și de data aceasta ne-ați primit în casele dumneavoastră. Noi de aici vă salutăm și vă spunem la revedere!